G2A, jocuri ieftine. Bă, Carlos, deci eu cred că jocul ăsta este buguit, frate. De fiecare dată când ne apropiem de o insulă, nu mai merge vântul deloc în velele astea, în... așa li se zice, vele, nu? Cred că da. Sau... Ui, stai o secundă, cum le se zice? Ridicați vela, nu e... Sau, da. Sau pânză, sau pânză, așa mă știam că era, era chestia cu toate pânzele sus și salutare pinkeri și pinkerițe. Să știi că oamenilor le place când zic asta, așa că zic să sperăm că o să îmi dea mai multe like-uri. Bun, da. Păi vremuri disperate, măsuri disperate, Carlos, stai așa o secundică să văd, asta e apă, de asta sărată. Trebuie să scot vâsla și să încep, frate. Auzi, tu știi că poți să-ți ridici, cum îi zice... asta mă, Dacilea. Huș! Huș, ce faci acolo, bă? Nu mai căuta prin gesturi. Vrei să furi, nu-i așa? Și G2 ani descriere. Vreau să fac... ce vrei să-ți faci? Metal fishing. Vreau să mă apuc de pescuit că nu mai avem mâncare. Îmi consum tot metalul pentru o undiță. Pescuiește cu mâna goală, Carlos. Trebuie de 3 decât un bolt și 3 scrap și 8 rope. Adică mult! Mă, nici măcar nu mai avem atât de multe resurse. Pentru că am făcut prostiile astea de plase care ar trebui să prindă itemele, dar e greu și așa cu, și cu ele, adică na. Bun, fii antenă. Tu știi că avem prostia asta de ancoră pe care o aruncăm și apoi zice să apeși E, da? Ca să o scoți. Dar dacă apeși X, îi dă remove, ți-o dă în inventar și poți să o pui la loc. Dude, este bug! Sunt sigur că este bug, frate. De ce nu ți-am dat ție vâsla asta să vâslești, ha? Pentru că ajungem atât de greu, Acilea, și cred că o să avem nevoie de... De cum îi zice? De chestia asta. Ca să ne urcăm pe cum îi zice? Pe insulă. Pentru că e foarte înaltă. Deci e foarte înaltă și nici măcar nu văd un copac să facem rost de lemne din copacul ăla, da? Uite că hai să nu băgăm... Auzi, ia și tu, te rog, vină încoace și ia asta. Ia găleata cu pietre, ancora. Ne trebuie ancora, Carlos. O arunc? Ia-o în mână, dă-i pick-up și zic eu când s-o arunci, ok? Cu click dreapta, nu? Nu știu. Habar n-am, sincer. Bun, arunc-o acum, arunc-o. Oh my god. Ok, cred că nu ți-am zis când s-o arunci cum trebuie, pentru că... ok, stai așa, stai să... Bun, o luăm logic. Sunt sigur că ne putem cățăra pe insulă undeva pe aici, dacă... Ok, pe aici nu. Ok, stai că nu e panică. Are chinu! What the fuck? Oh my god, știam eu că n-a fost bine să lăsăm asta. Huș de aici așa. Unde ești, mă? Am găsit eu. Ce-ai găsit? Uite aici, am găsit eu pe unde să facem parcurs. Ce parcurs? Se poate? Stai așa, să ne asigurăm că nu este nimic aici. Bun, și dacă e vreun copac... Carlos, nu cred că se poate. Deci... Merge să ne urcăm în capul celuilalt? Arată ca și cum... Nu. Ui, stai, putem să trecem... Nu, trecem unul prin altul. Pentru că suntem amândoi fantome și jocul ăsta se petrece, de fapt, în visul unor oameni care au murit într-un accident tragic de mașină. Serios? Nu glumeam, dar... este o secundă. Da, nu merge. Oh, mă, cadre chinu! Am vrut să scot asta, dar nu mai Dude, nu mai funcționează, jur! Nu mai pot să scot asta cum am zis că o să o scot. Ia încearcă să o scoți de sub apă. Știu știu că te-am mușcat, Carlos. N-ai ce să-i faci. E un rechin bulangiu de 2 bani. Dacă dăm cu vâsla, putem oare să dăm barca asta în spate? Pentru că... Sau nu merge absolut deloc? Ok, wait, stai că cred că a mers, Carlos! Oh! Gameplay, m-am urcat sus! Și este seara cu ușa din nou și... Uite! E ceva aici, Carlos, e... Am urcat. E bine, e ceva, dar nu e absolut nimic în interior. Ne-am luat apă cumva. Pe movila asta nu e nimic și nu știu ce e acolo. Vai, dar ce s-a întunecat, Carlos. Ok, avem nevoie de niște... Bă, să nu pierdem barca. Ok, barca e încă acolo. Avem nevoie de niște lumini sau ceva.
Știi ce? Cred că mai bine ne întoarcem, pentru că nu este absolut nimic acolo, așa, frate. Ne-am luat țeapă, țeapă. Și ai văzut că am pus apa într-un nou loc? Le-am pus pe amândouă una lângă alta și o să mai punem imediat ce mai craftăm altele. Dar insula asta a fost un mare... Huș! A fost un mare scam, ok? Asta nu le putem da foc? De ce, Dumnezeule mare, le avem aici, oare, ha? Sticlele astea stupide. Candle battle. Rechinu. Bă, ce ne-a terminat o parte din barcă. Doamne, ce dinți are. Cred că și a ascuțit, frate, la fel ca lupul din povestea cu purcelușii sau cum era, nu? Mă rog, era o poveste cu niște oi. Cu niște miei, cred că. Bun, hai că facem rost de multe plank-uri acum și o să vezi că o să ne putem face niște paturi. Asta e foarte important în momentul ăsta, pentru că m-am săturat să stăm pe timp de noapte, frate. De ce te-am întrebat ce ai? Bolt? La mine nu, dacă nu sunt în chesturi, nu avem... Oh my god! Ok, avem o mică problemă, Carlos. Problema ar fi că huși de aici așa. Problema e că am ajuns cu partea care nu trebuia aici și să sperăm că ține acolo cu... Oh-oh. Dude, come on! Oh! Ok, black flower, nu ne interesează. Pineapple, red flower. Bă, deci numai... Ui, putem să facem rost de lemn! Carlos, ține barca... Uh-oh, Carlos? Ești pe barcă, sper, da? Da. Împinge-o spre... Am luat coconut! Mamă, cât plank am luat, ok, n-ai... Vai, dar e și acolo un copac. A, nu pot să mă urc mai sus. Așa, ține-o cât mai lângă barcă ca să... Lângă barca, ține-o lângă asta, cum îi zice. Mamă, câte provizii de-astea acile avem. Scrap. Ok, e numai scrap aici. Și nisip. Avem nevoie de bolt, nu scrap. Bolt? Mă, nu putem să facem bolt? Stai așa o secundică, că asta nu are... Nail putem să facem, dar nu un bolt. Treu. Nu. Nu putem să facem bolt, mă. Nu, e... Ok, noi avem rampa asta pe partea greșită. De ce? De ce, Carlos? De ce niciodată nu avem ce ne trebuie, unde trebuie, fiar să fie de joc cu langiu, ha? Hai să acoperim și partea asta, ca să nu mai vină rechinul și ne mai trebuie aici un pic, uite așa. Bun, vreau și așa. Cred că apa ne împinge aiurea și nu mai putem să ajungem acolo. Ne-ar fi trebuit și în partea asta o rampă sau ceva, zic eu, nu? Ui, văd o barcă, Carlos. Hai să mergem după barca aia. E o barcă de aia mică și o salutăm. Și nu mai am spațiu în inventar, deci ia să vedem. Mergem în direcția aia acum? Mergem și mergem cu viteză. Ok. Bun. Prea multe chestii pe aici, deci hai să mai aruncăm așa, așa. Dacă nu-mi dai puțin lemn, nu o să m-am gândit. Deci am 3 bolt aici într-un chest. Pe astea le-ai văzut? Dă-mi unul. Sunt în ultimul chest ăsta de acolo. Oh my god, Carlos, și eu când ziceam că da tu, că nu. Nu mai pune sticlele astea pe jos, Carlos, sunt stupide și mă împiedic în ele și nu fac absolut nimic, o să le arunc. Ah, uite, un butoi. Hopa, du-te. Oh, e prea departe, butoiul. Ok, stai așa, să-i dăm așa. Trebuie să mai golesc inventarul repede, Carlos. Huș, huș, da, cilișa pasăre stupid, ok. O să dăm astea un pic mai așa, să nu cumva să ratăm... De data asta eu mă duc, că tu te duci. Nu, eu mă duc mereu, dude, pentru că eu vreau să văd ce luăm. Trebuie să vadă oamenii ce luăm, loot de acolo, așa, să nu te văd, Carlos, okay, să îndepărtează-te de barcă. Să mergem amândouă. Ah, stealing! Ce, bă... Te gândeai că ai tu vreo șansă să... eu stai așa o secundă. Dă-te, mă. No, m-am gândit că poate dacă lovim cu toporul aia ne dă ceva lemn. Bă, nu mai ai unde să te urci, mă. Bă, ce faci, mă, Carlos? La m-am urcat. Nu te-ai urcat nicăieri. Ni s-a întors iară barca. Oh my god. Bun, și ce am luat? Simple fish stew recipe. Am luat un hinge. Avem vine goo. Ia stai așa. Unde mai avem? Că putem să facem o sticlă. Dar nu știu exact dacă e o idee bună să facem o sticlă. De ce ai vrea să faci o sticlă vreodată în viața ta? Probabil poți să iei mai multă apă? Cu sticla? Paint meal. Shelf. Scaune. Simple beduri. Nu am absolut nimic. Uite-mă, containers. Containers? Plastic și... Oh, trebuie 4?
What the fuck, e prea mult. Este prea mult pentru o sticlă, mă, să ne facem o sticlă, să bem din sticlă, nu mai bem din pahar ca fraierii. Avem 40 de plastic în chest. Așa. Da, și trebuie să mai avem grijă și de, cum le zice, de grădinile astea stupide ale noastre, dar problema e că... Am nevoie de lemn. Toată lumea are nevoie de lemn, Carlos. Rechinul! Bă, ne mușcă! O, lovește-l! Pleacă, bă, nemernicule! Lasă-ne colectorul în pace! Oh my god, trebuie să-l reparăm. Ok, acum e reparat. Bun. Desigur că ne-a mai consumat lemn rechinul ăla, că el a venit să ne muște din colector. Era insula aia... A, nu, acolo am fost la insula de acolo. Bun. Ok, păi ne mai trebuie de-astea. Păi iar a venit, mă, pasărea astea! Doamne Iisuse, deci nu mai scăpăm de păsările astea stupide. Și ce facem cu bucket-ul, oare? Că sunt prea... Bă, ce Dumnezeu se tot aude? Ok. Vrei o nucă de cocos? Prea tot ziua am mâncat-o și... Bă. Wow, a fost... Carlos, a fost dezgustător, nici măcar nu mi-a dat cine știe. Uite, iau un ananas. Ți-am lăsat ție un ananas ca să nu zici că sunt bulangiu. Yes, gameplay. Mă, ce se tot aude? Bă, deci zgomotul ăla, când intră itemul pe... Da, știu, dar sună ca un rechin care mușcă ceva. Și de fiecare dată când aud ceva gen, iar e rechinul. Dar nu e rechinul niciodată, niciodată nu este rechinul. Ia să punem apă în astea. Avem două pisici. Pisici? Da. De unde ai a doua pisică, dude? De unde ai prima pisică? Eu asta nu înțeleg. Le-am prins pe mare. Ui, poți să le pescuiești? Bă, tu mi-ai furat peștele? Nu. E un cartof acolo, tot timpul a fost un cartof. Avem, bă... N-aveai mă nimic. Bă, hoțomane... N-am luat, mă, nimica dacă îți zic. Peștele, bă, eu n-am furat nimic în viața mea, Carlos. Nu mai spune tu mie că ți-am furat ție peștele. Cum adică ți l-am furat, Carlos? Ce, aveai acte pe el? Aveai acte pe pește? Așa credeam și eu, Carlos. Era peștele nostru. De ce mi l-ai mâncat? Pentru că era al nostru și, practic, oricare dintre noi putea să-l mănânce. Nevoie de apă și de mai multă apă. Și trebuie să pun iar apă să se facă. Așa. Acum ai băgut și din apa mea? Care apă? A ta! Carlos, e apă peste tot în ocean. Cum adică tu vrei să zici că o anumită apă este a ta? Dar ce e acilea, Carlos? Bă, cred că ne mai trebuie de alea de apă. Nu e adevărat. Uite, mă, vrei o găleată? Îți dau ție o găleată dacă vrei. Bă, da, pe bune, că nu știu ce facem cu găleata asta. Deci n-am nici șam... Pot să întind găleata cu mâna, ca și cum aș cerși bani în găleată, dacă asta are vreo logică. A, ok, o să iau plank-ul ăsta și ăsta. Asta, barrel-urile se pot prinde în astea, pentru că până acum nu cred că am văzut. Stai așa că vine unul și cred că este fix pe direcția colectorului, să vedem. Bun. Haide, vino. Du-te fix la colector, du-te. Ia să vedem, bă, ce se întâmplă. Se prinde și barrel-ul. Oh, ok, bun. Uite cât de multe se prind, Carlos. Tu le iei pe toate, ha? Cine este cel care fură de aici, ha? Uite ăsta e care fură. Ia uite care? Să iar ai venit, mă. Bă, pleacă-mă cu peștele ăla. L-am prins altul. Ai altul? Uite, putem să facem Uite-te că pești mari sunt. Dude, putem să facem o spiritoare să nu mai vină pasărea. Dar lasă-o să vină, că... Putem să o linșăm la un moment dat, să știi. Bad, nu putem să facem un pat încă. Ne trebuie mai multe collection net-uri. Și nu avem rope, frate, deci am rămas fără rope acum. Da, avem, uite aici, un rope și încă niște frunze. Păi da, stai că am eu frunze cu mine să ți le dau. Aruncă-le la mine. Eu mă uit pe aici să văd dacă mai găsesc ceva deocamdată. Fish stew. Simple fish stew. Stai că... Oh. Fish stew. Am 19 lemn. Head broth. Simple fish stew. Mă uit că... Uite, mă, avem aceeași rețetă de mai multe ori. Asta e problema și ne ocupă locuri în chest. Ce ziceai? Uite, bagă aici plastic. Ia uite-te cât plastic am. Da, avem prea mult. Ar trebui să-l aruncăm înapoi în ocean. Ia. Bun, palm leaf-uri 8. Ia să vedem. Rope. Ne mai trebuie încă două frânghii ca să facem încă un colector de ăsta. Mamă, palm leaf. Simple fish stew. Wait, what?
Aruncă-mă prostia asta, n-am nevoie de ea. Așa, du-te. Așa. Bun. O, iar a venit pasărea, dispari pasăre. Știu că pot să... Ăsta e saltwater. Știu că pot să lovesc pasărea dacă sunt foarte, foarte atent, dar e greu să o lovești fix când vine, știi, ca să... Da. Oh, uite... Asta era un yellow flower pus aici. Ce drăguț, este complet inutil și stupid. Avem nevoie de semințe de ananas și chestii. Dar nu avem. Carlos, o să morim de foame pe ocean sau o să mâncăm dar aceeași uite, chestie. Dar uite, am un pește. Păi tu, de fapt nu e atât de, dar nu e atât de mare problema cu moartea. Ideea e că nu, deci mă simt de parcă nu avansăm, nu găsim insule șmechere și... Și pe insule nu găsim absolut nimic. Și ce cred că ar trebui să facem? Ar trebui să facem un loc de la unde putem să plantăm copaci pe barcă. Trebuie să ne facem propria noastră pădure, Carlos. Vrei să rămânem fără oxigen? Normal că nu vrei, că asta ar însemna că crăpăm, mă înțelegi? Practic, da. Bun, ia să luăm de aici. Ia bă, uite ce frumos faci resurse acum. Deci eu pot să intru pe jocul ăsta, să stau AFK și să facem o grămadă de resurse. Deci, ce voiam să fac? Yes, uite încă un collection net. Oh, vino la tata. Și o să-l punem, uite, EC, pentru că porcoa, pentru că de-aia. Bun. Și acum o să facem rost de o grămadă de resurse. Bun, păi o să ne revedem pe data viitoare când să sperăm că într-un final o să ne facem paturi. Iar mâțele astea nu dau din mână în același timp. E parcă un pic desincronizat și mă scoate din sărite.